Bună seara, bun găsit la Biserica Azi, sunt Cristian Gava, o ediție specială astăzi dedicată extremității vestice a Ortodoxiei Românești, a Ortodoxiei Latine, alături de o figură marcantă a teologiei românești contemporane, Preasfințitul Părinte Siluan, episcop al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult, Preasfinția voastră, că ați acceptat invitația noastră și că suntem în această seară împreună. Voi începe direct călătoria noastră dedicată Ortodoxiei din afara frontierelor României. Până unde se întindea, în general, istoric vorbind, la vest, Biserica Ortodoxă Română? Există comunități românești și dincolo de frontiera stabilită în urma tratatului de la Trianon. 1920. Exact, fie că vorbim de Jula, fie că vorbim de împrejurimile Debreținului. Până unde se întindea românitatea ortodoxă? Evident că nu putem seta o frontieră. Da, bineînțeles. În clară. Principal, la începutul secolului al XX-lea, în actele oficiale ale statului Ungar, erau menționați în jur de 80-90 de mii de credincioși ortodoxi în părțile acelea și ei se întindeau în special în partea de est a Ungariei, cum am spus, dincolo de granița de vest a României, dar că erau atunci mult mai multe comunități. Probabil că existau, vedeți, și datorită acestei interferențe între români și macedo-români sau vlahi, care aveau comunități și în alte părți, n-am putea să stabilim ca limită doar Tisa, mă rog, care era cuprinsă oarecum în area localităților atunci când s-a vorbit despre România Mare și discuțiile au fost foarte de durată și meticuloasă și s-a stabilit ceea ce se știe și astăzi, rămânând la începutul secolului, oricum mai mulți români, dar în apropierea graniței, deci nu la foarte mare distanță de granița actuală a României și bineînțeles că aceștia toți au fost oarecum în aceeași jurisdicție, dar la Mișcolț, de pildă, localitatea în care s-a născut Sfântul Andrei Șaguna, care știm că și-a făcut studiile în localitatea natală. Apoi în nord-estul Slovaciei? Da, în nord-estul Ungariei. Ungariei. Dar după aceea a mers pentru studii superioare la Budapesta, a fost și în Serbia, unde și-a desăvârșit studiile teologice, a și predat la seminarul din Vârșeț și a fost și stareț la o mănăstire din Frușca Gora, Noul Hopovo, dar care a ajuns în România și care a făcut atât de multe pentru românii din Ardeal sau din Transilvania. Iată că el este născut și botezat într-o biserică care a fost făcută de macedo-români, astăzi aparține de Eparhia Ortodoxă Maghiară, dar acolo negustorii aceștia macedo-români erau și cu stare și cu dare de mână pentru că au reușit să facă o biserică impunătoare și erau, bineînțeles, și păstrători ai credinței ortodoxe române și chiar dacă probabil românii propriu-zis și mai ales în vremea aceea a Imperiului erau puțini acolo, dar și la Budapesta există o biserică macedo-română care astăzi aparține tot de Episcopia Ortodoxă Maghiară, care se află sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei începând de la anul 1888 până la începutul secolului al XX-lea, deci până în 1910, în acea biserică din piața Adormirii Maicii Domnului de pe malul Dunării, se rugau împreună greci, macedo-români, români din comunitatea istorică și români veniți din Ardeal. Dar datorită desfășurării evenimentului, datorită cursurilor, lucrurilor, datorită faptului că în Imperiu sârbii au avut, să spunem, o trecere mai mare înaintea Imperiului Austro-Ungar, știți că au beneficiat și de așa numitele privilegii ilirice atunci când au plecat foarte mulți din țara lor și s-au stabilit în ceea ce înseamnă Ungaria de astăzi. Iată că și aceste biserici au trecut într-o altă jurisdicție și a fost așa numită Eparhie Ortodoxă Maghiară, care este compusă în principal din câțiva credincioși convertiți la ortodoxie și, bineînțeles, și din credincioși ortodoxi ruși, pentru că atunci când a fost preluată de către un ierarh rus conducerea acestei eparhii și care cuprinde inclusiv biserice din Budapesta sau din Mișcolț, biserice din Kecskemét, biserice din Szentes, din Korczok,
și din alte localități. Acestea toate erau în vremea respectivă, să spunem, frecventate și de credincioși macedoromâni. Așa că nu putem să trasăm o graniță exactă, dar aș spune că totuși comunitățile majoritar ortodoxe se întindeau de-a lungul granițelor și un lucru iarăși foarte interesant și bine demarcat acum este faptul că după sfârșitul celui din tâi război mondial și după tratatul de pace de la Trianon, când s-au trasat granițele și au rămas în Ungaria multe zeci de mii de credincioși, și gândindu-se că sunt într-o altă țară cu un alt regim, cu o altă religie majoritară, că vor avea probabil de suferit sau vor fi asimilați sau nu își vor putea manifesta în deplină și totală libertate identitatea lor națională străbună și credința ortodoxă, și intelectuali și o bună parte dintre preoți au plecat România. În ceea ce era în România, astfel încât după tratatul de pace de la Trianon au rămas acolo în Ungaria doar 4 preoți pentru toate aceste comunități. Foarte interesant. Da, și bineînțeles că între timp sau mai înainte de aceasta, după înființarea și episcopiei greco-catolice de Hajdúdorog, și care are un sediu și la Nireci, azi un oraș important și în Ungaria de astăzi, un centru probabil important pentru greco-catolici, dar și pentru Ungaria în general, o bună parte dintre credincioșii care înainte de înființarea acestei episcopii erau probabil români ortodoxi în localități din nord-estul Ungariei. Adică în zona Szatmár-Bereg. Da, în care, în zona județelor respective, în care, de pildă, este și mormântul lui Iosif Vulcan, cel care a înființat revista Familia la Budapesta și care s-a născut acolo, la Leta Verteș sau la Leta Mare. Acolo s-au transformat sau, mă rog, au devenit comunități greco-catolice care au avut posibilitatea încă de atunci să folosească și până în ziua de astăzi să folosească și limba maghiară și cum, să spunem, acest fenomen al imprimării identității și a normelor proprii fiecărei țări din ce în ce mai mult, deși mai simte și astăzi și acolo. Mai sunt și acolo comunități de români? Mai sunt comunități la Bedeu, la Leta Verteș, dar care sunt greco-catolici și care mai vorbesc încă românește. Dar această posibilitate de a folosi limba maghiară, mai ales pentru cei de astăzi, a fost foarte importantă pentru ei și, pe de altă parte, s-a înființat această episcopie și pentru că în timpul Imperiului, așa cum s-a întâmplat și cu greco-catolice de la noi, din inima țării, din Transilvania, trecerea la această nouă religie, mă rog, oarecum descoperită și înființată acum, atunci, în care oamenii puteau să își păstreze felul de slujire și rânduielile ca la ortodox, veșmintele liturgice și mare parte din slujbe, dar treceau de facto sub jurisdicția papei de la Roma, era un factor de încredere pentru Imperiul Habsburgic sau Austro-Ungar și tocmai de aceea probabil că s-a și insistat atât de mult pe acest factor și el s-a dezvoltat să se păstrează până în ziua de astăzi. Este un miracol istoric conservarea totuși a identității românești în Ungaria în acest secol post-Trianon, după valul migrator în România din anii 20, după regimul Hortis, după cel de-al doilea război mondial, după comunism, și sunt convins că Biserica Ortodoxă a jucat un rol fundamental ca acești oameni să-și poată menține, să-și poată conserva identitatea. Cu siguranță, și aș vrea să menționez aici un lucru foarte interesant. Românii rămași dincolo de granițe și, bineînțeles, preoții ortodoxi de la vremea aceea, cei care rămăseseră și care erau de generație veche, cum se spune, cu studii de teologie, cu această conștiință a profesiei pe care ei o desfășurau, dar și cu limba și cu învățată limba română și, bineînțeles, tradițiile și obiceiurile românești, sădite adânc în sufletul lor, i-a determinat pe acești preoți, pe de-o parte. Ei au rămas întotdeauna în comuniune liturgică și juridică, canonică, cu protopopiate din România și cu eparhii din România, în special din zona Oradei și a Aradului, și, bineînțeles, mai aproape de epoca de schimbare regimului, deci înainte de 1989, din când în când chiar și Mitropolitul Nicolae al Banatului de vrednică pomenire mai mergea în străinătate, el fiind și un exar pentru toți românii din diaspora în timpul regimului comunist. Și, de pildă, instalarea celui de-al doilea preot vicar eparhial a fost făcută în anul
976 de mitropolitul Nicolae Horneanu al Bantului, care chiar de ziua lui de naștere, în 21 noiembrie, se afla la Jula și a sărbătorit pe semne atunci ziua de naștere în cadrul comunității românești din Ungaria, ca să îl instaleze pe părintele Teodor Misaros, cel de-al doilea preot vicar, pentru că acești preoți români, împreună cu credincioșii, deci nu doar au păstrat și au conservat aceste valori, deși și atunci existau probabil și deja începutul cultelor neoprotestante, iată, exista și această biserică greco-catolică, existau și romano-catolici, exista probabil și această presiune de a se adapta legilor, limbii, obiceiurilor noului stat format după anul 1920, dar ei au încercat de mai multe ori să se organizeze, au ținut conferințe. Inima acestei comunități, trebuie să menționăm încă un fapt, este cam la jumătatea distanței între Bihorul Unguresc în nord, sau Haidu Bihor, și județul Csongrád, care este foarte apropiat de Nădlac și de Mako, în Gyula sau în Jula, cum obișnuiesc să spună românii acolo, deci cam la jumătatea distanței, pentru că Jula a fost și rămâne, încă să știți, este o inimă sau o capitală, dar în orice caz un loc foarte important pentru românii din Ungaria. Majoritatea românilor și mai ales cei din comunitatea istorică au acolo principalele lor instituții și acolo, iată, este și această biserică impunătoare care ulterior, mai târziu, a devenit catedrală episcopală în anul 1999, când a fost instalat preasfințitul părinte Sofronie Drincec, predecesorul meu și care după 8 ani a ajuns episcop al Oradei, dar acolo există și grădinița românească, acolo există și singurul liceu românesc al românilor din Ungaria, acolo există și Uniunea Culturală, sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, există și un institut de cercetări care practic are sediu tot acolo, deși doamna Maria Bereni, un renumit intelectual și membru al acestei comunități, care este la o vârstă frumoasă oricum la pensie, dar care a fost unul dintre intelectualii marcanți ai perioadei de după schimbările, mă rog, din ultimele zeci de ani și care a și creat acest institut de cercetări al românilor din Ungaria și care organizează anual simpozioane de cercetări și care și-a luat doctoratul la Cluj, în tinerețele sale, ea stă în Budapesta, dar sediul acestui institut de cercetări este în Jula. Pentru că fiecare comunitate are nevoie de un centru urban. Chiar dacă Budapesta, bineînțeles, este de multă vreme, să spunem, capitala și inima acestei comunități, comunitatea românească, cel puțin cea istorică din capitala Ungariei, este mică, este foarte restrânsă. Și bineînțeles că acolo există mai mult români plecați la studii, sau veniți la studii, sau români plecați la muncă după anul 1990, dar sunt în jur de câteva zeci de persoane și nouă ne-a rămas și în Budapesta, iată că avem prezență ortodoxă românească de sute de veacuri, și acea biserică de care v-am pomenit, care a fost macedo-română, și după aceea din anii 1910, când au primit din partea Fundației Gozdul un imobil cu etaj și la etaj exista o capelă ortodoxă românească sau paraclis românesc și în care de 15 ani funcționează și o mănăstire. Totuși, în acest loc și în această comunitate, chiar dacă Budapesta rămâne crema și rămâne capitala României, sunt puțini, iar pentru ceea ce înseamnă comunitatea istorică, care a și fost scopul principal al înființării acestei episcopii, pentru că ei, după 1920, au încercat să se organizeze, au păstrat legătura cu protopopiate din România, dar au dorit și la nivel local, prin mai multe conferințe preoțești și protopopești și, în final, prin Congresul Național Bisericesc al Românilor din Ungaria, ținut chiar în această biserică din Jula, în 27 martie 1946, se declare înființarea Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria și au spus cu sediul la Jula, care se cuprinde pe toți românii din Ungaria, pe toți cei care trăiesc, dar majoritatea, așa cum am spus, au fost întotdeauna aici de-a lungul granițelor și între aceste localități renumite și cunoscute până în ziua de astăzi, datorită faptului de 30-40 de ani, s-au dezvoltat foarte mult cultura leguminoaselor în sere. Este Michereciul și de acolo, din Michereci, sunt mulți conducători ai instituțiilor românești din Ungaria, directoarea liceului românesc, directoarea săptămânalului Foaia Românească, cei care sunt la studioul de televiziune în limba română și la radio din Segedin, ecranul nostru și O Voce Românească și al purtătorul de cuvânt al comunității românești în Parlamentul de la Budapesta deja de două, trei mandate.
președintele autoguvernării pe țară. Sunt 13 minorități naționale în Ungaria și forma lor de organizare superioară recunoscută de către stat și susținută cu anumite fonduri se numește autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria, a germanilor din Ungaria, a slovacilor din Ungaria, a sârbilor din Ungaria și așa mai departe. Este tot din Micherec, ca să nu mai spunem că în ultimele, să spunem, 30-40 de ani au și scris o carte, pentru că micherecenii, într-adevăr, sunt o localitate mai deosebită și care s-a dezvoltat și din punct de vedere economic și din punct de vedere intelectual, dar au și o, să spunem, o mândrie a lor proprie, o fală, cum se spune, foarte în părțile interesant. Banatului. Și, de pildă, din această comunitate s-au ridicat în jur de 100 de medici, au scris și o carte despre aceasta, în interval de 20-30 de ani, pornind de la un medic de copii care era foarte bun și alții și-au dorit să devină medici, medici umani, medici veterinari și farmaciști. Deci au spus o carte despre toate aceste persoane care s-au ridicat din Micherec. Micherec nu, deci, rămâne și reprezintă o localitate importantă, Gyula, care este și un oraș turistic cu în jur de 30.000-35.000 de locuitori. Și unde vara există și băi termale, cum există și la Felix și în alte părți. Și acolo veneau mulți turiști și vin și astăzi turiștii credincioși români, unii dintre ei chiar participă și la slujbe pe timp de vară. Deci Gyula rămâne cu adevărat inima acestei comunități și Kitikazu. Deci suntem înconjurați de două localități reprezentative, Micherecul și Kitikazu. Și de aceea, deci s-au și ținut întrunirile, majoritatea acele întruniri protopopești după anul 1920, fie la Gyula, fie la Micherec, fie la Bichișceaba, fie la Bătania, deci în aceste localități unde comunitatea istorică are, să spunem, rădăcinile și amintirea ei. Vorbim de o renaștere la ora actuală a vieții ortodoxe din Ungaria, încercăm, nu? Încercăm. În ultimele decenii, după comunism. Încercăm, bineînțeles, să fie și o renaștere, deși, după cum știți, ortodoxia este o religie profundă, o religie tradițională, o religie veche, dar o religie în care încercăm să oferim și nu să forțăm pe cineva să vină la biserica noastră. Dar vreau să vă spun că aceste localități și-au dorit și iată, congresul s-a ținut în catedrala din Gyula. La Budapest avem doar o simplu paraclis sau o capelă, chiar dacă este capitala, chiar dacă acolo sunt autoritățile la nivel cel mai înalt, primul ministru, președintele, secretarul de stat pentru culte și alte personalități, totuși cred că ei așa și-au dorit și probabil că ar dori să și rămână episcopia și episcopul în mijlocul și în inima acestei comunități. Avem, bineînțeles, și concurență. Am avut acolo și eu de la începuturi, de când s-a creat mișcarea Oastea Domnului în România, tot în Micherec s-a format și o reprezentanță, sau să spunem, o adunare a Oastei Domnului, care funcționează până ziua de astăzi, dar acolo avem și cel puțin trei comunități neoprotestante. Una de baptiști și două de penticostali. În rândul minorității române? În rândul oamenilor din localitatea respectivă nu se face foarte bine, să spunem, diferențierea între ele, însă la comunitățile respective se vorbește și în maghiară și știu că pe unii reprezentanți, deci nu este doar slujba în limba română, pe unii reprezentanți și conducători ai instituțiilor românești chiar îi deranjau, pentru că chiar dacă mulți dintre ei poate au suferit acest fenomen al asimilării sau la fel cum se întâmplă și cu românii care au plecat în Occident, au încercat să se adapteze și să-și găsească rostul și rolul lor acolo, chiar dacă rădăcinile și identitatea lor era de altă natură, dar și la fel s-a întâmplat și cu aceștia, însă, deci unii, amprenta locului, a limbii și a țării respective s-a lăsat foarte mult, mai ales pe generația mai tinere, dar interesant că pe cei care sunt mai mari și poate chiar și la cei mai tineri în stare de latență, există această nostalgie și această conștiință sau acest dor după rădăcinile lor românești. Foarte și interesant, după, mai și după limba română. Vorbim de o comunitate istorică. Comunitate istorică. Și biserica a jucat un rol fundamental în supraviețuirea acestei comunități, cu atât mai mult cu cât ei n-au reprezentat după 1920 niciodată o prioritate pentru statul român. Ba chiar s-au simțit de foarte multe ori părăsiți, uitați de statul român, nu? Care... Așa este. S-au simțit probabil mai puțin susținuți. Mai puțin susținuți. Și de fiecare dată noi am avut problemele noastre în interior și cei care au vizitat, având și puterea politică de a administra problemele în interior și bineînțeles că
și în măsura posibilităților. Iată că în ultima vreme s-a înființat acest și acest de mai mulți ani departament pentru români de pretutindeni, care în ultimii ani chiar a început să funcționeze la capacități și mai mari. Dar atunci cei care veneau, vizitau comunitatea, constatau faptul că este asimilată și ei, ca să supraviețuiască sau, mă rog, ca să-și mai păstreze o pecete a identităților în ciuda asimilării, totuși au conștiința propriei lor comunități. Și atunci cei care au venit, au constatat, au pus verdictul, s-au întors înapoi și sprijinul a fost poate prea mic față de nevoile și așteptările lor pentru a îi determina printr-o motivație serioasă, inclusiv financiară, că țara mamă are grijă de ei, chiar dacă ei trăiesc dincolo de graniță într-o altă țară. Acest lucru și-a lăsat amprenta. Bineînțeles că înființarea episcopiei, deci în 1946 a hotărât înființarea episcopiei, în 1950 hotărârea a fost validată de către Sfântul Sinod și reluată în 1952 și bineînțeles acolo nu s-a putut alege un episcop, la fel cum și în Sârbia am văzut cazuri asemănătoare. Nici catedrala noastră episcopală din Jula, care a fost construită de familia vrednicului de pomenire Moise Nicoară, care a jucat un rol important la Araș, care își dorea foarte mult o episcopie sau un episcop român în Ungaria, ortodox la Jula, și care nici nu a mai putut să se întoarcă, la fel ca și mulți dintre delegații participanți la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1918, câțiva dintre ei care reprezentau pe românii din Ungaria și care nu a făcut parte niciodată practic acea zonă din România Mare, dar ei aveau nostalgia și dorința, nu s-au mai întors în Ungaria, tocmai de teama represaliilor, să spunem, posibilor represalii, și probabil că unii au avut și dreptate. Dar în Europa, da, există frontiere multiple. Da. O frontieră culturală între ortodoxie și celelalte confesiuni, și celelalte creștine confesiuni, și celelalte religii. Dar în același timp, acest spațiu, nu, este un spațiu central european, da, indiferent de frontiere, și sunteți născut în Arad, sunteți un central european. Cum vedeți contribuția ortodoxiei românești la această civilizație central europeană? Cred că este foarte important. De ce? Pentru că totuși identitatea a fost și rămâne în viața oricărui persoane și în viața oricărui neam o valoare de neprețuit. Și acest lucru îl putem constata și noi ca persoane între, să spunem, viața foarte frumoasă, dar încă nu foarte bine orientată și nu atât de bine conștientizată a ceea ce ești sau ceea ce au fost strămoșii tăi, și după, când treci de o anumită vârstă și conștientizezi cine ești, de ce a fost importantă credința pentru părinții și pentru strămoșii noștri, la fel cred că se întâmplă și cu aceste comunități, și cu Biserica Ortodoxă și cu noi înșine și comunitățile care sunt acolo. Această valoare a credinței, care a și fost susținută prin alegerea, iată, doar în 1999, deși acolo, în cetatea Ghiulei, unde se păstrează o cetate veche de mai bine de 600 de ani, foarte frumoasă, și ulterior și un castel al grofului care era în acele părți, și românii în general erau lucrători pe pământurile acestor oameni sau locuiau la sălașe, cum se numește, adică erau proprietarul de pământ și erau familiile românești. Au mai venit și anumite maladii, anumite ciume, au venit și turcii, a fost și o dominație turcă, cum și la Belgrad s-a întâmplat, și la Timișoara s-a întâmplat, și în alte părți, și la Oradea, și care iarăși vreme de mai bine de 60 de ani și care a afectat și prezența și numărul românilor. Dar întotdeauna Ortodoxia și Biserica Națională a reprezentat un factor de regăsire a acestor valori. Chiar dacă trăim în Europa și chiar dacă Europa a progresat foarte mult și chiar dacă, așa cum spunea cineva recent, noi întotdeauna ne-am uitat oarecum cu jind către valorile care în țările fost comuniste nu erau atât de evidente sau nu existau, pe când dincolo exista dezvoltare economică, exista libertate de mișcare, libertate de expresie, era o dezvoltare a progresului, dar vedem că în ultimii ani aceste valori practic aproape că s-au schimbat radical, încât ceea ce țările este europene au avut,
și valori se redescopere, pentru că pentru om este foarte important să își descopere și propria așa identitate și valorile trecutului, care se adaptează la prezent și la năzuințele sale pentru viitor și care sunt atât de importante pentru orice român, oriunde ar trăi, chiar dacă s-ar duce în Italia sau dincolo de ocean. Și ar trăi, am auzit la un moment dat un părinte, Roman Braga, care locuia acolo și care cred că a fost și unul dintre membrii rugului aprins, care povestea într-o vizită făcută în Ungaria, în timpul celor 8 ani de episcopat ai predecesorului meu, preasfințul părinte Sofronie, care ulterior a ajuns episcopul Oradei, de generații de români din America la a treia, patra generație, care nu mai vorbeau deloc limba română, dar care simțeau nostalgia strămoșilor lor și își căutau arborele genealogic sau încercau să își organizeze vizite în România ca să-și regăsească rădăcinile și trecutul. Sunt mulți români maghiarizați, bănesc, în Ungaria. Mulți, într-adevăr, da, mulți. Da. Sau mulți în căsătorii mixte, de pildă, între un român și o unguroaică sau invers. Există viață monahală sau exista vreodată viață monahală în această zonă? Vreau să precizez de la început faptul că în Ungaria, care este țară majoritar catolică, reformată și, bineînțeles, o parte care sunt mai moderniști, care sunt de niciun fel, dar cam jumătate din țară, se împarte între cele două religii majoritare creștine, adică reformații și romano-catolicii, există o mânuță. Am putea spune, o mână de oameni, având în vedere și recensămintele din ultimii ani și situația existentă cu 20, 30, 50 de ani de ortodoxi. Și suntem de 5 feluri. Sunt 5 jurisdicții ortodoxe sau 5 episcopii ortodoxe. O geografie spirituală fenomenală. Fenomenală și, bineînțeles, între aceștia, să spunem, la loc important și justificat oarecum, sunt, spunem noi, românii, care au fost și cei mai numeroși, și sârbii, care au avut și proprietăți și anumite drepturi din timpul Imperiului. Și slovaci? Care ortodoxi? Nu, slovaci ortodoxi nu. Slovaci sunt pentru că în Slovacia există o comunitate ortodoxă slovacă. Da, dar cred că este de dată mai recentă, probabil, sau nu a avut influență până în Ungaria. Slovacii în Békéscsaba, care este reședința de județului în care trăim și noi, Békés. Sau Békés, cum l-au adaptat românii și spun așa. Există niște biserici impunătoare ale slovacilor, dar sunt evanghelice. Deci nu sunt ortodoxi. Însă ortodoxi români și sârbi au fost de mult în timpul Imperiului. Românii întotdeauna în apropierea graniței, sârbii și ei în jurul graniților, dar și în Budapesta, pentru că au avut acolo un centru foarte important la Saint Andrei, unde și astăzi este reședința Episcopiei Ortodoxe Sârbe din Ungaria, dar episcopul acolo, deja care își sărbătorește anul acesta 40 de ani de arhierie și care este de câțiva zeci de ani, bun, de 20 de ani, probabil în jur de 20 de ani, poate și mai bine, este episcop acolo al sârbilor din Ungaria, este în același timp și pentru sârbii din România și are reședință și la Timișoara, dar mai mult la Saint Andrei, care este o localitate micuță pe malul Dunării, turistică, cu un iz oriental foarte frumos, îți aduce aminte foarte bine și de Grecia, de pildă, și unde au avut 7 biserici. Acest episcop sârb, Lucian Pantelici, este practic episcop pentru sârbii din cele două țări. Episcopul administrator la Timișoara și episcopul acolo la Budapesta sau al Eparhiei Ortodoxe Sârbe din Ungaria. Mai există de asemenea și grecii, care își revendică și ei legături vechi datorită, să spunem, Imperiului Bizantin și a regatului Ungariei, care în deschiderea sa la regele Ștefan, 1000 de ani în urmă, prima dată a fost ortodox. Deci asta este foarte interesant, prin influență și de la ruși, pentru că una dintre prințesele rusoaice care s-a căsătorit cu un maghiar din vremea aceea, și-a adus călugării ortodoxi ruși, care trăiau niște peșteri rustice și făceau acolo ca și pusnici, dar care o susțineau din punct de vedere spiritual pe această principesă unguroaică, dar influența cea mai mare, înainte de a trece la catolicism, la romanul catolicism, a fost datorită Imperiului Bizantin. Și bineînțeles că există niște legături, încă de atunci există și o comunitate grecească. Ulterior au trecut la
romanul catolicist, pentru că papa și, mă rog, tot ceea ce s-a constituit în jurul papalității a fost un sprijin mult mai important în Imperiu datorită bătăliilor, datorită altor interese și a situației de la vremea respectivă, nu doar în domeniul bisericesc, astfel încât și grecii își revendică, dar sunt mai puțin și acum în ultima vreme de când Patriarhia Ecumenică și-a deschis larg brațele față de recunoașterea Bisericii Ortodoxe Autocefale Ucrainiene și de când cu războiul și foarte mulți refugiați au trecut și unii s-au oprit și în Ungaria, atât că a crescut și numărul lor. Eram în jur de 5.500, mai puțin de 10.000 la recensementele din anul 2001-2011, acum suntem undeva la 3.500, iar grecii, spectaculos, de la 1.500 au ajuns și ei cu vreo 200-300 de credincioși, declarați oficial mai puțin decât noi, dar cred că o bună parte dintre ei probabil că sunt credincioși ucrainieni pe care și-au asimilat. Și mai există de asemenea și bulgarii, pentru că și bulgarii erau neguțători buni în vremea aceea și la Mișcolț, dar și la Budapesta și-au constituit comunități și care au reușit să facă o bisericuță foarte frumoasă în Budapesta, care în urmă cu 5-6 ani și-a aniversat 100 de ani de existență, a fost și patriarhul bulgar acolo. Multă vreme a avut un mitropolit care a fost Simeon, care era și pentru celelalte comunități bulgare din Occident, dar s-a schimbat între timp. Episcopul actual stă mai mult la Viena și deci bulgarii ortodoși, care sunt și ei veniți, mă rog, la o anumită dată în Ungaria și reprezintă ortodoxia și sunt frați de credință cu noi, astăzi mai au practic un preot la Budapesta, au avut și un arhimandrit care s-a reîntors în Bulgaria și mai au un preot care este maghiar, care ține de eparhia Exarhatul pentru Ungaria și Austria al Patriarhiei Ecumenice, dar care mai vine din când în când de la slujba acolo. Și chiar, deci, au avut și un centru cultural, pentru că există totuși o autoguvernare pe țară bulgară, care avea o clădire impunătoare în apropiere de această biserică și care, bineînțeles, ca autoguvernare, nu ca și biserică, au reușit să obțină și un centru mai nou, încercând să-și facă și o școală în Budapesta, deși probabil că sunt și ei o mânuță de oameni. Deci, ei sunt mult mai puțini, întotdeauna au fost cei mai puțini în Ungaria și, bineînțeles, acești ortodoxi maghiari, care, așa cum am spus, mai aveau și o mișcare de tineret, Moris, se chema un fel de ascor organizat pentru ei înșiși, la care participau și familii și copiii lor și credincioși puțin mai vârstă. În această comunitate avem și un părinte care deja se apropie de pensie, părintele Imreni, Tibor, care a studiat în Rusia la vremea respectivă și care este și un profesor, a fost un profesor de teologie și care, deci, reprezenta un reper și din punct de vedere teologic și din punct de vedere duhovnicesc și parohia pe care a organizat era foarte frumoasă, dar ca să vedeți ironia sorții, să spunem, sau cum să zicem, copiii săi, care au studiat băiatul în Grecia și știe și limba greacă, și fata sa, apropiată de vârstă, care acum sunt ea preoteasă, el este protopsalt la o biserică din Budapesta, practic nu aparțin de jurisdicția ortodoxă maghiară sau de ruși, ci sunt în jurisdicția greacă sau în exarhatul pentru foarte Ungaria interesant. Și Austria al Patriarhiei Ecumenice. Deci vă dați seama că faptul că suntem o mânuță de oameni, deci luat cu toții, raportat la populația Ungariei, care se spune că este în jur de 8 milioane, toți ortodoxi, chiar dacă am mărit mai mult numărul lor, nu știu dacă suntem 50 de mii sau, mă rog, 30-40 de mii, dar probabil și mai puțin, vă dați seama că suntem o minoritate a minorităților în Ungaria și este o mare minune faptul dar că poate și-au fi și o șansă. Poate să fie și o șansă. În ce sens? Din păcate, lucrurile nu arată în privința demografiei religioase în Ungaria deloc așa cum ne-am dorit să arate sau așa cum încearcă regimul de la Budapesta să prezinte lucrurile. Da. În ultimele decenii, la toate recensămintele, am observat un fenomen de secularizare profund, un declin al catolicismului și al protestantismului, al calvinismului, de exemplu. Da. Încât, nu, dacă dăm crezare cifrelor oficiale, numărul catolicilor și al protestanților, procentul de
protestanți sau catolici, este mai mic decât în California, care, de exemplu, este unul din cele mai seculare state din Statele Unite. Da. Cum vă explicați acest fenomen de secularizare în Ungaria și cum combate Biserica Ortodoxă, cum se protejează ortodoxia din Ungaria de acest fenomen? Să nu uităm faptul că primul ministru, care este un politician versat deja la al treilea, patrulea mandat acum și care a mai avut înainte de un alt partid de altă coloratură politică și înainte un mandat, totuși a făcut un apel și a încercat să sublinieze și aspectul creștin al țării. Și, bineînțeles, cred că, deși el este protestant, da, soția s-ar putea să fie romano-catolică sau greco-catolică, participă, de pildă, la sărbătoarea bisericească, cea mai importantă a lor, la catedrala sau la domul Sfântul Ștefan Szent István din Budapesta, împreună cu ceilalți reprezentanți. Ați văzut că și în timpul pandemiei și ulterior a încercat să sublinieze faptul că creștinismul reprezintă o valoare a trecutului și o forță care reunește țările creștine, bineînțeles, dincolo de alte gânduri și dorințe ale lor de a se reuni și cu maghiarii din jurul Ungariei de astăzi și a face și ei o așa zisă Ungarie mare. Totuși am văzut că apreciază și este un mare lucru la un politician în ziua de astăzi să vezi că scoate în evidență valorile creștinismului și ține cont de ele, lucru care este important. Pe de altă parte, bineînțeles că societatea a mers înainte, iar noile tendințe, inclusiv această dezvoltare tehnologică, informatizarea, mă rog, robotizarea, să spunem, așteptările tinerilor și a oamenilor de astăzi în contextul în care probabil a fost și o strategie pusă în scenă de oameni de mai multă vreme și pentru a scădea influența altor factori, inclusiv a cultelor și a bisericii asupra societății și mai ales asupra celor tineri, iată că și-a lăsat amprenta și în Ungaria, pentru că Budapesta este cu adevărat un oraș european, se vede că a făcut parte din Imperiu. Dacă vizitezi Viena sau vizitezi Budapesta, regăsești multe elemente asemănătoare și mai ales Budapesta are și acest avantaj extraordinar că prin mijlocul ei trece Dunărea, care este mai frumos și mai bine pus în evidență chiar decât la Viena, unde la Viena, datorită inundațiilor, au făcut un canal mai mic care trece oarecum prin oraș și restul Dunării evită centrul orașului, dar clădirile în Viena, din timpul Imperiului, muzeele și nu numai, chiar și clădirile de astăzi, se reprezintă ceva foarte frumos și deosebit. Deci Budapesta a avut beneficiul acestor legături cu țări puternice în secolele trecute și probabil această deschidere și către o dezvoltare economică, nu numai către relații bune cu Rusia, dar și cu Uniunea Europeană și cu America, astfel încât probabil influența la generația mai tânără a prins destul de bine, dar am văzut că totuși ei încearcă să mențină măcar oarecare limită într-un context general, să spunem, defavorabil, acela ați văzut al noilor măsuri care vin de la Uniunea Europeană sau de dincolo de ocean și care ar vrea să îi, să spunem, deruteze total generația cele mai tinere sub pretextul acesta că au dreptul și libertatea de a-și descoperi singur identitatea și de a hotărâi ce să fac când sunt mai mari. Practic, aceasta este o strategie care încearcă probabil să îi îndepărteze pe oameni de valorile trecutului, de, să spunem, un spirit critic necesar și de o dezvoltare firească, la fel cum a fost și secolele trecute. Această tendință, cred că, care se explică foarte mult și, bineînțeles, și celelalte influențe care au fost, mai ales prin universitățile din Budapesta, v-am spus, Budapesta este punctul lor și centrul lor de referință, capitala și orașul cel mai mare. Deci, acolo, de pildă, în locul acesta, unde au fost curțile Gojdu, care, mă rog, au fost naționalizate și după aceea vândute și unde avem și noi această clădire și care este la 5 minute de catedrala Sfântul Ștefan. Deci este o mișcare turistică, acolo este și cartier evreiesc. Și deci de fiecare dată, nu doar sâmbătă seara, sunt atât de mulți tineri care doresc să evadeze, să-și trăiască viața lor,
nu doar sâmbăta și duminica, deci și peste săptămână sunt tineri care se distrează discoteci, astfel încât și pentru, avem acolo doi părinți foarte buni, o mică comunitate monahală care are deja 15 ani, care s-a înființat în timpul meu, și unul dintre părinții din cadrul comunității istorice, pentru că dacă avem 16 clerici, dintre ei doar 3-4 mai sunt astăzi născuți în Ungaria și cu studii de teologie în România, la Sibiu sau la Arad, în care reprezintă, am putea să spunem, rădăcina comunității, pentru că ei acolo s-au născut, acolo au crescut, doar că s-au format ca și preoți în România. Ceilalți sunt veniți din România și părinții acestea, părintele Marius Maghiaru de la Budapesta, care a lucrat și la Biblioteca Națională cândva și care este un intelectual clar al comunității, este și președintele Uniunii Culturale pe țara românilor din Ungaria. El, bineînțeles, slujește acolo împreună cu părintele David, e românah, protosinghel David, care a fost și monah la Mănăstirea Nicula și secretar al înalt preasfințitului părinte Bartolomeu, care a făcut și Academia Militară, și avem și trei maici acolo. Deci părintele David și cu maicii locuiesc tot timpul și fac slujbele ca la mănăstire, în sediul acesta, în clădirii mobile aceasta pe care îl avem și care mai are încă nevoie de fonduri pentru a putea fi dusă restaurarea lui până la capăt. Deci unul dintre imobile din curtile Gojdu, de mai bine de 100 de ani, este al nostru acolo, a funcționat capela și atât de 15 ani o mănăstire și biserica ortodoxă, dar pandemia, de pildă, pentru ei a însemnat o mare binecuvântare, pentru că această dorință de petrecere a tinerilor, de a avea discotecă, jocuri de noroc, zgomot aproape infernal pentru ei a reprezentat la un moment dat iar și o grea piatră de încercare și o dorință de a se retrage. Vă dați seama că într-o mănăstire care totuși a avut grijă de acest centru reprezentativ și important, de la care mai bine de jumătate a fost restaurat, aproape spre trei sferturi, dar mai are încă, el face parte și din clădirile asumate și, mă rog, care intră în jurisdicția monumentelor istorice, ori pentru a obține aprobări numai de a reface fațada, străbe și foarte multe fonduri și nevoiește timp. Este în desfășurare o acțiune de a obține aprobările și pentru aceasta. Avem un centru important și reprezentativ care este al nostru, în care a funcționat comunitatea ortodoxă românească, în care vin și intelectuali, tineri intelectuali sau oameni muncitori și membri ai comunității. Doamna Ana Borbe, care și ea face parte, un lingvist, un cercetător, un etnolog, care face parte din acest institut de cercetări al românilor din Ungaria. Există, într-adevăr, o viață intelectuală? Există și o viață intelectuală, însă zgomotul acolo, deci, este un factor greu suportabil și mai ales, vă dați seama, într-o mare de oameni în care românii 60, 50, 60, 80, dacă sunt la duminica și în sărbători, mai ales duminica, că peste săptămână lucrează. Și majoritatea dintre ei, nu din comunitatea istorică, comunitatea istorică care s-a, să spunem, subțiat foarte mult, chiar dacă are încă valori, doamna Beren încă trăiește. Dar acolo, peste săptămână, sunt singur, un părinte și trei maici, într-o zonă atât de aglomerată, deci o nebunie. Vă dați seama, noroc, au avut un câine mai mare, care s-a și mutat lumea aceasta, acum au adus un nou cățel, pentru că altfel într-o zonă atât de, să spunem, tumultoasă, din punctul de vedere al vieții nocturne a tinerilor, nu este deloc favorabilă pentru o viață mănăstirească și pentru ceea ce înseamnă șederea unei comunități în Budapesta, dar totuși au rezistat, eu am insistat că ei să rămână acolo, pentru că centrul acela este important și trebuie să rămână, este reprezentativ nu doar pentru curțile Gojdu de altă dată, și pentru ceea ce înseamnă ortodoxia la Budapesta, în această capitală europeană, și unde avem doi preoți foarte buni. Și ca să revin acum la dumneavoastră și la această tendință, deci pe de o parte secularizarea care este și în Ungaria și rolul bisericii, tocmai acesta este, să se regăsească unul pe sine. Da. Chiar dacă și noi ne bucurăm de avantajele tehnice și noi folosim tablete, telefoane, internetul, bineînțeles, iată, și pentru a transmite fește despre noi și despre această comunitate prin intermediul televiziunii dumneavoastră și nu numai, și bineînțeles că și pentru încălzirea clădirilor și pentru lucrările de reconstrucție care se mai fac, majoritatea bisericilor aflate în aceste comunități de-a lungul granițelor au 200 de ani, poate și mai bine vechime. Sunt restaurate, există proiecte? S-au restaurat, s-au restaurat deja și la catedrală, am avut și un proiect european și unele s-au restaurat foarte frumos și cu fonduri din partea statului ungar și cu fonduri de la Secretariatul de Stat pentru Culte, de la noi, de la București, de la Departamentul pentru Români de Perutine. Bineînțeles că sunt foarte multe formalități și dificil, dar acolo, chiar la centrul eparhial, am reușit
să refacem și o clădire din spate, unde înainte era Casa Cantului, aveam și noi o cămară cu alimente și un garaj vai mama lui și am reușit să facem și o mansardă și o clădire cât de cât foarte frumoasă pentru nevoile noastre, având și noi două maici, trei părinți care suntem tot timpul acolo, între care episcopul și doi călugări, un arhimandrit și un protosinghel, care reprezintă și bineînțeles și părintele din cadrul comunității consilierului economic, care este căsătorit și care vine când are treabă, este și parohul catedralei. Dar această clădire a fost de mare necesitate, plus că tot în interiorul centrului eparhial, la episcopie, am avut și vechea școală confesională, care a funcționat la începutul anilor 1900 până prin 1930 și după care s-a mutat în altă parte, și pentru că în 1948 a fost naționalizat învățământul și toate școlile confesionale au fost preluate practic de către stat. Și atunci era un moment important în care ar fi trebuit să avem și profesori veniți din România care să păstreze ceea ce la vremea respectivă reprezenta identitatea românească mult mai bine decât astăzi. Dar din păcate am pierdut momentul și acum încercăm să recuperăm ceea ce se mai poate. Și în această fostă școală confesională, unde se păstrează și astăzi o placă și pe care spunem că școala aceasta s-a construit cu spesele a doi credincioși, care au donat și pentru construirea catedralei, catedrale care este și mai veche, 1802-1824 s-a construit catedrala, 1900 s-a făcut această școală. Și, bineînțeles, spune acolo să se celebreze parastas în fiecare an la sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel. Am păstrat această placă și acolo era improvizat un paraclis pe timp de iarnă, pentru că biserica era, catedrala era mai greu de încălzit, pe când acolo puteam să facem slujbe peste săptămână, când sunt și credincioși mai puțini și sunt părinții și maicii de la episcopie și lângă arhiva episcopiei. Ei și aceasta, în principal cu fondul de la Secretariatul de Stat pentru Culte, a reușit să o restaurăm, să o despărțim, deci paraclis adus la zi și foarte binevenit, foarte necesar. Arhiva cu biroul doamnelor Drucu și cu dulapuri foarte mari în care sunt depozitate cărți de cult vechi. Avem și o cazanie a lui Varlam, avem și un muzeu, un mic muzeu al episcopiei, tot la Jula, din 2014, în care sunt expuse mare parte dintre obiectele liturgice, dar și din cărțile de cult și alte exponate. Deci un călător biserici din România are ce avea pe unde să meargă. Are ce vedea, exact, și au dorit foarte mult. În căutarea identității s-au bucurat bucăți de civilizație. S-au bucurat foarte mult să aibă acest muzeu, care măcar știind că s-au asimilat, că s-au împuținat, că copiii le-au plecat la oraș, la Budapesta, la Segedin, la Debrețin, prin alte părți și sau prin căsătorii mixte și prin locuri de muncă, așa cum s-a întâmplat și în România, unde atâți au plecat după 90, după 2000 și toate s-au împuținat. Dar acolo am reușit nu numai să restaurăm clădirea ce a fost a școală confesională, cu aprobări de la momente istorice, nu știți câtă tevatură și mai departe, ci chiar să facem o mansardă în care să mai depozităm din registrele, din foile cu botezuri, mormântări din registrul, de pildă, cu procesul verbal de la Congresul de 1946, când s-a hotărât înființarea episcopiei, prapori, icoane mai vechi de la parohii, încât clădirea aceea chiar s-a restaurat. Avem acum la Jula o reședință eparhială frumoasă, a zice eu, mai avem încă puțin de restaurat la vechea clădire la care s-a făcut, acolo era sediul vicariatului din 1946 până în 1987, când s-a reactualizat hotărârea și practic până în 1999, când a venit primul episcop, preasfințitul Sofronie, astăzi episcop Oradei, care 8 ani a fost episcop acolo. Și practic este un centru foarte important și este la fel foarte importantă și prezența acestei episcopii, pentru că inima acestei comunități care mai păstrează încă valorile trecutului, chiar dacă unii sunt în vârstă, alții mai tineri, iar chiar și cei mai tineri, unii mai vorbesc destul de bine românește. Doamna directoare de la Liceul Românesc, doamna Maria Gurzău, deci vorbește foarte frumos românește și la serbările pe care le organizează, ține cât un cuvânt, cred că este un adevărat orator. Exact. Există și legătura cu limba română, spre deosebire de regimul de dinainte de 1989. Nu? Bineînțeles că se păstrează și acest lucru l-a mai constatat politicienii și a fost dezamăgit și au zis nu se merită să investească. Păcat că s-au gândit așa. Dar se păstrează accentul majoritar
maghiar, pentru că este o școală finanțată de către Ministerul Învățământului de la Budapesta și în care programa de învățământ e programa de învățământ. Bine, ei mai pot să-și facă manuale și alternative pentru că sunt minoritate. Dar se mai vorbește și în românește și doamna directoare, de pildă, este unul dintre intelectualii care este și un interlocutor foarte interesant și un vorbitor și un orator deosebit, acolo doamna Maria Gurzeu Țegli, doamna Eva Iova Șimon de la Foaia Românească, care se străduiește deja de 70 de ani și la începuturile acestei reviste de cultură, când se chema Foaia Noastră, au fost și preoții care au avut inițiativa, să spunem, publicării ei și care, bineînțeles, au urmat tendințele timpului, că pe timpul comuniștilor din Ungaria se scria și laude la adresa partidului și așa mai departe și da, să nu uităm, între altele, de pildă, căminul de elevi se numea Ice Frimu, iar parcul din fața catedralei, care de când a venit preasfântul Sofronie, i-a dat numele Sfântului, care este și hramul catedralei Sfântul Nicolae sau Sfânt Miclo, și înainte se chema parcul, gândiți-vă, Dr. Petru Groza. Oh, foarte interesant. Deci ați văzut, tendințele au trecut așa dincolo de graniță. Așa cum existau și România, nu? Da, da, bineînțeles. George Lucas sau alte nume. Da, exact, dar și ale noastre, maghiari, și ale noastre ale personalităților comuniste din vremea România, aceea. În România, în Ungaria. Da, preasfinția voastră, mulțumesc mult pentru participarea la biserica azi. Da. O splendidă călătorie într-o lume emoționantă prin fragilitatea ei, nu? Și o comunitate... Și o păpădie, exact, o comunitate care își pierde din semințe, da, care se încăpățânează să supraviețuiască, să reziste, să transmită mai departe și biserica, biserica, deci printr-un spirit de echilibru, pentru că acest fenomen al dezbinării sau a reticenței față de cei veniți din alte părți din România, întâlnit și în alte comunități și în alte părți, trecem peste el și biserica, există și acest fenomen al luptei pentru fonduri sau al dezbinării sau al întâietăților, din păcate. Noi întotdeauna ne-am studiat să fim deschiși față de toți, să-i atragem pe toți în deplină libertate, dar promovând valorile noastre și cu, să spunem, multă pasiune și dragoste. Rămâne mesajul cristic profund, mesajul creștin, nu? Da, dar universal. Și identitatea românească, care este importantă pentru ei, cred că și oamenii, deci că prin cei mai mici sângele, apă nu se face, există acolo un glas, chiar dacă a fost, să spunem, acoperit de influențe, de fenomene moderne, de asemenea așa mai departe, există niște valori ale trecutului pe care cei mai tineri, cu ajutorul lui Dumnezeu și al unor oameni și cu sprijinul și al Patriarhiei Române, Secretariatul de Stat pentru Culte și, bineînțeles, și al altor instituții, dar chiar și al Ungariei, cu care am încercat să dezvoltăm relații bune, diplomatice, de respect reciproc, se pot regăsi și cred că poate constitui mai departe, să spunem, valori și perle frumoase ale românismului, acestei comunități din Ungaria care a fost asimilată, dar care rămâne totuși comunitatea românească din Ungaria și în bună parte și în mare parte ortodoxă. Mulțumesc mult, preasfinția voastră! Sunt Cristian Gava, rămâneți alături de Trinitas TV. O seară frumoasă, la revedere!